Ce? Ce să-mi fac? Că spun adevărul, n-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație. Domnul secretar spune că nu are fondul să instruiască o persoană. El de 3 luni de zile spune că se instruiește dânsul personal. Emisiunea va fi una de actualitate, de implicare socială, civică, economică și politică. Vrei să fii servit repede? Vrei o reparație rapidă a mașinii? Vrei ca manopera să fie efectuată repede și bine? Vrei ca piesele să sosească repede? Vrei repede ca diagnosticul să fie efectuat? Vrei să-ți speli mașina repede și bine, dar și ieftin? Pentru tot atâtea motive, vino la servisul Repede, unde ești servit repede și bine, dar și ieftin. Personal calificat și grijuliu. Tot de aici poți face comandă pentru piesele de care ai nevoie și tot noi îți spălăm și mașina. Vino repede să te convingi pe bulevardul Tudor Vladimirescu la intersecția cu splaiul Mihai Viteazu. Repede servis, magazin de piese și spălătorie. Ce? Ce să-mi fac? Că spun adevărul, n-am dreptul să spun adevărul într-o țară liberă în democrație. Domnul secretar spune că nu are fondul să instruiască o persoană. El de 3 luni de zile spune că se instruiește dânsul personal. Emisiunea va fi una de actualitate, de implicare socială, civică, economică și politică. Mă țin de promisiune, așa cum o fac de fiecare dată, în ciuda faptului că, iată, primesc valuri de mesaje. Și pentru ca să se bucure toți domnii în această seară a echinoxului de primăvară, ca să prindă curaj toate doamnele în pragul acestei primăveri pe care vă doresc tuturor minunată, am să vă prezint invitatul din această seară, pentru că avem alături de noi pe directorul Casei Corpului Didactic, doamna Veronica Simona Nicolae. Bună seara și bine ați venit pentru prima oară în studioul emisiunii Buletin de Mehedinți. Bună seara și mulțumesc pentru invitație și sper să mă mai invitați și altă dată. Voi veni cu plăcere. Deja e un angajament. Deja ne face să ne simțim bine. Pentru că, în general, doamnele pe care le invităm la emisiune, cu doar câteva mici excepții, au așa o reținere. S-a dus vestea că am fi noi balauri pe aici și am mușcat, am scoate flăcări pe noi. Și, da. Dumneavoastră ați lucrat cu oameni mult mai rei decât noi. Eu am înțeles că sunteți mai selectivi. Mulțumim, da, am vrut să spunem. Da. Cum este doamna Veronica Nicolae, primăvara pentru o femeie rătăcită așa în lumea, nu rătăcită, dar poate floare, așa vreau rară, să par. Floare rară, atât în administrație cât și în politică. Pentru... Cum vi se pare? Care este condiția femeii? Câte șanse are o femeie în lumea asta destul de dură, care până de curând a fost socotită mai mult o lume a bărbaților? Depinde cât de mult curaj are femeia respectivă, câtă susținere are atunci când merge în sânul familiei, atunci când este lângă prietenii ei, lângă oamenii care contează pentru ea. Și mai mult de atât, este foarte important ca femeia respectivă să aibă niște obiective destul de clare, niște obiective atât pe termen scurt cât și pe termen lung, și să nu ia în seamă absolut toate obstacolele. Atâta timp cât poate să se privească în oglindă, cât doarme liniștită și obiectivele ei nu presupun distrugerea cuiva sau a ceva care stă în acel drum, nu cred că poate avea vreo problemă și nu cred că trebuie să se dea într-o parte atunci când deranjează pe cineva. Întotdeauna oamenii care au valoare, sunt în vizorul tuturor, deranjează și încearcă să fie opriți. O astfel de femeie, nu știu exact dacă este cazul meu, dar eu încerc să mă regăsesc în acest tipar, o astfel de femeie niciodată nu se teme și cred că, în general, piedicile o determină să meargă înainte, indiferent ce ar fi. Cel puțin eu asta fac. Nu, niciodată nu mă poate speria forța unui bărbat, pentru că puterea unui bărbat nu stă în amenințări, nu stă într-o competiție, nu stă decât în
convingerea pe care o poate avea acesta în demersul lui de a o determina pe acea femeie să-l urmeze în cariera politică, să-l urmeze atunci când este vorba de îndeplinirea unor obiective de partid sau, mă rog, profesionale, să facă echipă și niciun caz n-a dat cu pumnul în masă sau amenința exclus. Adică n-ați trecut prin momente de astea? Ba, am trecut și tocmai am vrut să pun în evidență faptul că pe mine nu mă sperie așa ceva, dimpotrivă. Vreau să demonstrez că suntem egali și competiția cu un bărbat în acest domeniu mă determină și mai mult să merg înainte și să vreau mai mult și să demonstrez mai mult, pentru că atunci voi dovedi că eu dețin mai multă putere decât el sau ei. Sunteți mai liniștită, mai fericită decât acum 8 ani? Nu mi-am făcut o analiză așa pe un... un termen atât de lung în urmă? Nu. Acum 8 ani. Era înainte de candidatura la primul mandat de consilier, nu? Acum 6. Bine, era înainte, da. N-aș putea spune că regret anumite lucruri, n-aș putea spune că nu sunt foarte mulțumită de anumite obiective pe care le-am atins, dar... Așa, în mare, dacă ne referim strict la cariera politică, cred că nu mă aflu exact în cel mai potrivit moment al carierei mele politice, pentru că este un moment de nesiguranță, de repaus, timp în care trebuie să fiu foarte atentă încotro merg de acum încolo, ce drum îmi aleg, lângă ce echipă vreau să fac în continuare politică, pentru că eu nu mă voi opri, voi continua să activez politic. Doar este o perioadă în care trebuie să analizez foarte mult și până la urmă să văd și cine mai rămâne. Ei, da, asta este o întrebare pentru multă lume. Cine mai rămâne și unde? O să vedem. Da, ați primit oferte în perioada asta? Da. Dar... nu au contat extraordinar de mult pentru mine, pentru și că... Și dinspre stânga și dinspre dreapta? Dinspre stânga sunt convins că ați primit. Da, dar să știți că aceste oferte când vin nu țin cont de doctrine, de pur și simplu de interesul pe care îl au partidele, echipele din acele partide la omul respectiv. Cât de multe voturi poate să aducă omul respectiv, câtă multă valoare aduce... partidului nici de cum nu este un numitor comun care să plece de la doctrine, de la ideile fiecăruia, pur și simplu obiectivele sunt altele. Poate că în timp aceste condiții se vor schimba și totul depinde de noi toți. Așa, de ultim moment ați început să urăți ziua de 13. Nu. Faceți referire la concursul... La recentul concurs la care ați participat pe data de 13 martie. Nu, nu m-am temut de această zi. Nu am anumite superstiții și pot spune că această zi va rămâne în mintea mea, în sufletul meu, pentru că a fost un moment în care m-am oprit și m-am oprit doar pentru moment. Și a fost o decizie care mi-a aparținut și chiar și în acest moment simt că a fost... a fost o decizie bună. Am dacă simțit... Dacă nu bună, măcar corectă. Corectă nu, dar bună. E o mare diferență între una bun, și alta. Și vorbim despre incorectitudinea acestei decizii. Nu deocamdată. Va veni și acel moment. Nu deocamdată pentru că nu sunt foarte pregătită sufletește. Și în acest moment încerc să mă pregătesc pentru următorul concurs, pentru următoarea etapă. Pentru că va urma concursul pentru funcția de inspector școlar general, iar directorul casei corpului didactic, după cum se știe, are funcția de inspector școlar general adjunct. Și atunci nu am decât să privesc înainte, am făcut zilele trecute o analiză, am văzut unde am greșit, am văzut ce am făcut bine, ce decizii corecte am luat și ce aș fi putut modifica. Dar, grosso modo, cred că am făcut ceea ce a trebuit în acel moment, ceea ce a fost bine pentru mine în acel moment și sunt convinsă că v-ați referit, de asta și pun accentul pe situație, v-ați referit la faptul că
Am renunțat la concurs după prima etapă și nu am solicitat nota, lucrarea și toate celelalte, pentru că e adevărat să obții la grilă un punctaj unde 0,05 face diferența, e destul de greu. Dar am, în câteva secunde, chiar o jumătate de minut, am analizat foarte bine și am considerat că trebuie să mă opresc acolo. Nu este un pas înapoi, este doar un pas pe loc și urmează alți pași mulți, înainte și siguri. Da, sună așa ca un angajament, dar se citește și un regret în vocea dumneavoastră. Păi nu are cum să fie, pentru că eu nu m-am dus la acel concurs pregătită să nu câștig. Eu m-am dus la acel concurs și am muncit, am învățat foarte mult ca să promovez acel concurs. Și a fost un moment de șoc, nu voi dezvolta sub nicio formă, a fost un moment de durere destul de lung, urmat apoi de dezamăgire, de analiză, de stabilirea altor obiective pe termen scurt și lung și urmează un alt moment de 2-3 săptămâni de muncă. Din ce știu eu, este adevărat că n-am dezbătut cu dumneavoastră treaba asta, știu că toți candidații în afară de cel declarat câștigător, da, v-ați retras în examen. A fost o opțiune, nu ne-a obligat nimeni și vreau să fac o precizare. Să știți că dacă ne raportăm la tot ce s-a întâmplat la nivel național și mă refer la inspectori școlari generali cu vechime în acest tip de management și care au luat note de 1, de 2, de 3, nume mari la noi în țară. Nu-i cazul reprezentanților Mehedințiului? Nici de cum. Vreau să pun în evidență faptul că Mehedințiul a avut acolo reprezentanți, toți cei 6 au luat note peste 5 și poate că unora li se pare totuși o notă mică. Nu este bine evaluată această notă dacă ne raportăm la un 5 în general, dacă ne raportăm la greutatea acestui concurs, pentru că a fost un concurs foarte greu. Dacă ne raportăm la toate rezultatele care au fost obținute la nivel național, pot spune că Mehedințiu ar trebui să mândrească permanent cu toți candidații pe care i-a trimis acolo. Nici pe departe nu poate fi vorba de rușine, dimpotrivă. Da, știți de ce pomeneam eu de chestia asta cu retragerea din concurs? Pentru că astăzi în presa națională, da, a apărut așa o situație cum 22 de județe au întâmpinat aceeași problemă. Deci examenele s-au dat toate la Ministerul Educației, da? Da, da. În 22 de situații, contracandidații celui care a câștigat s-au retras după prima fază a concursului. Tinde să devină un tipar. Deci eu am rămas uimit astăzi când am văzut chestiunea asta. Aceeași modalitate. Acum, dumneavoastră îmi spuneți că eu sunt un gest firesc și eu îl tratez ca atare. Dar să fie un gest firesc pentru contracandidații câștigătorului din 22 de județe, să gândiți toți la fel, să simțiți toți la fel, să aveți fiecare aceeași metodă de exprimare, mi se pare derutant. Este derutant pentru că dacă dumneavoastră ați luat contact cu fiecare dintre cei 5 candidați, probabil că o să o și fac. O să observați că există oarecare doză de dezamăgire, că nu poate să nu fie și, deși a trecut o săptămână și oricât de zâmbitori dorim noi să părem, nu suntem în interiorul nostru, mai ales că eu cred că cel puțin o parte dintre noi chiar continuăm următorul concurs. A fost un concurs greu, pentru care s-a muncit foarte mult. Doamna inspector școlar general a obținut o notă foarte mare. Este, cred, printre primii din țară care a obținut o notă atât de mare. Dar dacă faceți referire strict la acea decizie de a renunța la concurs, să știți că e vorba despre o etapă. Da, poate fi pare luat puțin și așa. Probabil că toți, din 22 de județe, toți gândiți la fel. Eu vă spun o socoteală. N-am discutat cu dumneavoastră chestia asta, așa cum nu discut cu nimeni înainte de emisiune.
mie, și este opinia mea, dumneavoastră puteți să nu fiți de acord, dar nu mă puteți opri să o spun așa cum nici eu nu pot să vă cenzurez pe dumneavoastră. Mie, câștigătorul concursului de la Mehedinți, mi se pare cel mai puțin pregătit, cel mai puțin îndreptățit să participe la acest concurs și mi-asum consecința celor ce le spun acum,